Pe când avea un an, a fost adoptat de o familie iubitoare care i-a oferit multă afecțiune, dar și colecții de obiecte foarte valoroase. Stefan Pelgăr, despre el este vorba, a invitat-o pe colega mea, Dana Luțu, pentru a-i arăta ce lucruri deosebite a moștenit de la familia lui. Așa că începe Casa de Vedetă. Bun găsit, dragii mei! Astăzi mergem în vizită la prietenul nostru, Stefan Pelgăr, care este nerăbdător să ne împărtășească câteva secrete din copilăria sa, dar să ne arate și câteva obiecte personale care au aparținut familiei sale. Sunteți curioși? Urmați-mă! Bună, dragul Dana, meu! Ce bine că ne revedem! Ce culoare! În sfârșit văd culoare la tine și mă bucur tare mult. Arăți pentru foarte, că foarte chic. Că tu mă întâmpi cu foarte multă culoare, cu strălucire, cu eleganță, pentru că așa ți-ai întâmpinat de prieteni. Și cu colecția nouă. Așa! În zona de primire a clientelor și a prietenelor, că vin foarte multe prietene și mai multe cliente, vedem culoare foarte multă, dar vedem și non-culori pentru sezonul care vine. Deci pentru negru că rămâne, albul rămâne. Combinațiile acestea de Jackie O, de Jackie Onassis, ca să zic așa, sunt în mare, mare căutare. Adică până și la tineret sunt foarte, foarte, foarte căutate. Ce mai este foarte tare la modă sunt imprimeurile de pepit. Pepitul are o revenire fantastică. În anii 80, știi că mamele noastre aveau, fiecare avea câte un sacou din ăsta pepit, numai că ăsta e mai special, are un spate are gol. Are amprenta unui designer. Culoarea principală, în schimb, așa, a sezonului este roșu și fucsia. Am aici o rochie roșie superbă, e o rochie, un wrap dress, iar sezonul cu culoarea principală este aceasta. Uite cât de frumos arată. Se poartă color blocking-ul. Tu dacă aveai acum un pantalon albastru și sacoul acesta, o helancă neagră sau albă, erai îmbrăcată perfect după tendințele anului 2023. Atunci când vin clientele și prietenele tale, zona aceasta de primire nu mai este zona de primire, este zona de distracție, de cafea, de povești, de... Am cliente care stau și câte 2-3 ore. Vă dați seama de ce e atât de confortabil fotoliu? Ăsta ar putea fi un fotoliu de psihiatru, ca să zic așa. Confesiune. Acolo, cod de confesiune. Este oglinda care a fost cea mai scumpă achiziție pe care am făcut-o vreodată. Este o oglindă venită din Veneția și este o oglindă din cristal, dacă îți imaginezi, o oglindă atât de mare. Are o dimensiune de 1,70 m pe aproape 2,70 m, deci este imensă. A durat vreo 4 luni până să o aducă. Trebuie să rămână, pentru că dacă priviți, parcă arăți altfel atunci când te oglindești, dragi telespectatori. Datorită faptului că este cristal. Cristal. Da. Și când faci investiții, tu întotdeauna ești atent să fie o investiție de lungă durată. Și dacă vorbim de piese de mobilier care nu se vor schimba din locul unde stai tu, spune-ne despre... Screen-ul acesta Biedermeier de la stră bunica mea, care a fost contesa de Zetelochii, de la care am foarte multe moșteniri de la mama, că mama e în retreat, cum spuneam, și nu are unde să pună lucrurile. Și aici, în acest dulap, am toate comorile sau o parte dintre ele, pentru că celelalte sunt în cealaltă casă. Dar aici am adus ce mi s-a părut mie că e de folosință și pentru mine și de admirat pentru oameni, pentru că sunt, e China se numește, care are până din 1800, 1700, 1000, deci e foarte, foarte vechi și foarte, foarte valoros. Avem partea de ceramică. Partea de ceramică, care, de exemplu, vasul acesta este un vas de ceai care se servea la ora 3, la ora 4, făcut de către Rosenthal, care este o manufactură bavareză, și tot China-ul e făcut de bavarezi. Acesta este un set, mi-a rămas dar aceste două cești din dinastia, una dintre dinastiile chinezești, tot așa, câteva sute de ani. Și ce mai mi-e foarte, foarte important mie sunt cărțile pe care le-am moștenit de la tata, de la bunica, de la străbunica,
iar aceasta este din, în familie din 1678. O adevărată comoară. O adevărată comoară cu această cărticică de rugăciuni, dacă o vedeți, e îmbrăcată în catifea. Și cu argint. Și cu argint, da. Aici sunt două cărți care sunt iarăși foarte valoroase și sunt ediții, prime ediții. Așa, printuri. Doamne, deci vreau să vă spun un lucru. Eu ador să răsfoiesc cărțile. Și eu la fel. Mirosul acesta, nu digital. Nu, nici eu nu pot să citesc digital. Nu, trebuie să iau cartea. Astea sunt făcute încă manual, cu print. Aici, dacă vrea o clientă să fie mai confortabilă sau mai așa, se așează aici, aici îi pun o tavă cu un pahar de șampanie, aici stă cineva, acolo stă cineva și stăm până uneori, până seara târziu, mai sunt și celelalte trei scaune, deci putem sta aici vreo 10 oameni, fără nicio problemă și să povestim despre modă, despre întâmplări, despre viață, prietenie. Despre prietenie. Tot acest loc pe mine mă încântă foarte mult pentru că, spuneai tu, merge pe stilul acesta eclectic, clasic, modern, dar și energia aceasta. Și de fiecare dată vin, povestim, ne simțim bine. Ce mă bucur bine. Că te încarci energetic, pentru că de fiecare dată când te primesc și de fiecare dată când vii în vizită, pentru mine este o adevărată bucurie. Bucurie, exact cuvântul acesta zic și eu. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă.